Ministerul Tineretului și Sportului a lansat un program de susținere a tinerilor pentru următorii 5 ani. Autoritățile vor finanța centrele specializate din sate și orașe și vor încuraja inițiative menite să contribuie la dezvoltarea noii generații. Printre priorități sunt consolidarea consiliilor locale ale tinerilor, educația informală și promovarea modului sănătos de viață. Bugetul prevăzut pentru 2017 este de 5 milioane de lei. În prezent, în Moldova activează 25 de centre de tineret, iar numărul lor ar urma să crească până la 56. Ministerul de Resort își propune să contribuie la dezvoltarea profesională a beneficiarilor, să le asigure suport tehnic necesar și să finanțeze cele mai bune inițiative. Programul este destinat centrelor de tineret, instituțiilor publice, dar și organizațiilor neguvernamentale, care promovează inițiativele tinerilor la nivel local.